Praga, 4 până la 5 iulie 1920, duminică 11 și jumătate. Le numerotez, cel puțin scrisorile astea, niciuna n-are voie să n-ajungă la tine, așa cum nici eu n-aș avea voie să n-ajung până la tine în părculețul mic. Niciun rezultat, deși totul a fost totuși clar și așa spusesem eu. Detaliile nu ți le mai povestesc, doar că ea nu a rostit nici pe departe vreun cuvânt rău despre tine sau despre mine. De atâta luciditate pură nici măcar nu era milă. Doar atât mai puteam spune, ca să fie conform adevărului, că între mine și ea nu s-a schimbat nimic și că nu se va mai schimba vreodată nimic de acum încolo. E respingător, e ca meseria călăului. Nu-i meseria mea. Doar un singur lucru, Milena, dacă va fi grav bolnavă, arată foarte prost și e peste măsură de deznădăjduită, trebuie să mă mai duc mâine după amiază pe la ea. Dacă va fi bolnavă sau se întâmplă altminte ceva cu ea, nu mai am nicio putere în privința asta, căci îi pot spune mereu doar adevărul. Iar acesta nu-i numai adevăr, ci mai mult decât atât, este destrămarea în tine, în timp ce merg alături de ea. Prin urmare, dacă se întâmplă ceva, atunci, Milena, trebuie să vii tu. Spun prostii, tu nu poți veni, exact din aceleași motive. Mâine îți trimit scrisoarea către tata acasă, păstrează-o bine. Te rog, poate că vreodată aș vrea să o mai dau tati. Pe cât posibil, nu mai lăsa pe nimeni să o citească și înțelege. Citind-o, toate trucurile avocățești. Este o scrisoare de avocat. Și nu uita niciodată, în ciuda marelui totuși, semnează F. Îți trimit astăzi sărmanul muzicant. Nu pentru că are mare importanță pentru mine, odată, acum mulți ani a avut. Ți-l trimit însă pentru că este atât de vienez, atât de nemuzical, atât de demn de plâns, pentru că în grădina aceea publică se tot uita după noi. După noi! Tu mergeai atunci alături de mine, Milena, gândește-te, ai mers o vreme alături de mine, pentru că este atât de birocratic și pentru că ai iubit o fată atât de pricepută în afaceri.